Și eu vă mulțumesc. Spuneți-mi de unde și care a fost momentul în care v-ați dat seama că acolo e o chestiune complicată și cum am ajuns în situația de carantină și de închidere a spitalului în sensul internărilor și externărilor. Problema nu este numai de astăzi. Problema începe mai de mult. Deci primele cazuri sunt de cel puțin o săptămână în Spitalul Județean de Urgență Deva. Am știut de aceste probleme, am sesizat managerii, am sesizat pe toată lumea să încerce să găsim o soluție. Singurele soluții pe care le-am găsit până la urmă văd sunt cele să stăm, să ne tratăm fiecare propriile persoane, fără să ne gândim ce se întâmplă în spitalul ăla. Din cauza asta, dimineața asta, am ajuns la limită și, indiferent de consecințe, am dictat suspendarea managerului spitalului și numirea un alt manager pe această perioadă. Ce n-a făcut managerul pentru a nu se ajunge la situația asta? Cu o suspendare de manager, bineînțeles, ajută, dacă vreți să spunem așa, dar ea nu rezolvă situația de fapt. În primul rând, ce n-a făcut? Da, vă rog. Deci, în primul rând, tot acel spital este complet nepregătit pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu a comunicat nici măcar cu personalul, nici măcar cu noi nu a comunicat. N-a implementat măsurile Ministerului Sănătății. N-a făcut. Sunt o grămadă de motive pe care le-am scris ieri domnului prim-ministru, domnului ministru de interne și al sănătății, domnului Raed Arafat. Bun, în acest moment situația la Deva arată cum? Aveți 18 persoane, medici și pacienți plus asistente care sunt pozitiv, testați pozitiv COVID? Aceasta este situația la această oră. Acum se întreprinde ancheta epidemiologică, din spital sună lumea disperată, mă sună pe mine să iau măsuri. Măsuri pe care, cum spuneați ieri, trebuia de aseară să le ia acest manager care nu le-a luat. Dar și care m-a lăsat în această situație. Până aseară, mă gândesc că dacă l-aș fi cunoscut personal pe domnul manager și bănuiesc că instituția pe care o conduceți, adică prefectura, ar fi trebuit ca domnia sa să fie verificat din timp, apropo de chestiunea asta, nu să așteptăm... Această chestiune este o chestiune care ține de organizarea sistemului medical românesc. Până la apariția decretului președintelui României, acest spital ținea de Consiliul Județean Hunedoara. Ei trebuia să facă raport de evaluare, ei trebuiau să stabilească dacă au sau nu au un manager competent. Acest manager atât de competent că dimineața a răspuns că nu știe numărul prefectului și din cauza asta nu m-au sunat să-mi spună despre revolta de azi noapte din Spitalul Județean de Urgență Deva. Ce revoltă, domnule prefect? Revolta personalului care s-a trezit carantinat acolo. Okay, și deci... care și acum mă sună toată lumea și la această oră. Păi și acum, dată fiind situația, e clar că oamenii nu au cum să iasă de acolo, că indiferent că ies din spital unde nu sunt au, practic dar, în carantină, tot să... în carantină îi duceți. Bineînțeles, nu, că nu ies de acolo, nu asta e problema. Problema este că trebuie să meargă cu cineva și va trebui să vorbească, trebuie să le dea un orizont de timp, trebuie să le dea un program de testare, trebuie să le spună ce se întâmplă. Nu putem să ne baricadăm în birou și să așteptăm să așteptăm? Să vină prefectul să testeze? Da, nu sunt la curent cu cine e la Consiliul Județean în zona respectivă, dar dacă mă ajutați, nu poate contează, face... Nu contează, ba da, contează, domnul la... prefect, pentru că nu contează dacă medicii tac, nu contează dacă prefecții fac sau nu fac măcar publică situația, de-aia dar de-aia eu am România... făcut-o publică. Da, din pe asta zic, eu nu vă reproșez. Publică. Eu vă spun doar că în acest moment cine tace se face părtaș din punctul meu de vedere, iertați-mi în vehemența, dar am atâtea vești proaste să vă dau de luni, încât nu mai am nici răbdare și cred că responsabilitatea noastră a tuturor, indiferent că suntem medici, manageri, prefect, jurnaliști, e să spunem adevărul. Cerem asta, domnule prefect, cerem asta tuturor celor care vin din străinătate la noi să spună adevărul de unde au venit, dar noi nu recunoaștem că băgăm gunoiul sub preș. Bun. Ce puteți face poate acum într-o să-i zi liniștiți? Aveți timp să vorbim și despre carantinare. Păi asta facem de vreo lună de zile. Domnul prefect, spuneți-mi, în acest moment, vă sună medicii, ce puteți să le spuneți noastră în calitatea de prefect? Ce le puteți spune? În momentul ăsta, am numit un nou manager pe perioada asta, un om care este super calificat, a mai condus spitalul ăla și l-a condus extraordinar de bine și de aia, până la urmă, celebritatea te costă, l-au schimbat. Și din momentul ăsta, împreună cu directorul DSP-ului și cu tot,
au obligația să respecte măsurile Ministerului Sănătății, au obligația să facă managementul personalului, să vorbească cu fiecare și să începem să testăm personalul și să stabilim cine este, ce este și cum funcționează în perioada următoare. Nu mai avem timp. Adevărat, asta cred că putem să pornim de la această logică. Nu mai are nimeni timp în acest moment, e nevoie de acțiuni. Bogdan Pavel în studio, colegul meu, cu o întrebare pentru dumneavoastră, domnule prefect. Te rog, Bogdan. Da. Bună ziua, domnule prefect. Ce veți face din acest moment cu pacienții din Deva? Cei care au nevoie de servicii medicale, dacă acel spital este carantinat, unde îi duceți? Sunt împreună cu directorul celorlalte spitale din județul Hunedoara. Acești oameni, noi avem o rețea dezvoltată la nivelul județului Hunedoara. Discutăm cum preluăm acești oameni și cum împreună cu ambulanța și cu spitalele, cum îi dirijăm și cum îi tratăm. Nu rămâne nimeni pe drumuri, nu rămâne nimeni netratat. Aveți tot ce vă trebuie, domnule prefect, apropo de materiale sanitare, costume? Nimeni nu are tot ce îi trebuie. Toți avem probleme și asta trebuie spuneat de adevăr. Vă rog. Toți avem probleme. Dar trebuie să înțelegem că în situația actuală, guvernul, și am văzut și astăzi la Ministerul Sănătății, facem eforturile să găsim soluții. Una dintre problemele pentru care managerul de la Deva l-am persecutat, cum zice dânsa, astăzi este că i-a trebuit 12 ore ca să dea o adresă de facturare pentru măști și pentru mănuși. Adică unde să primiți un plus de bani ca să puteți cumpăra, intuiesc, nu, corect? Nu, sau aveam banii, trebuia să dăm comanda la un anumit, la producător, la distribuitor, ce ori fi. Că banii nu sunt la prefect, banii sunt la spitale. Dacă mai permiteți o întrebare, domnule prefect. Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă tot personalul, toți oamenii care sunt în spital în momentul ăsta au fost testați? Nu au fost testați. Acum se face ancheta epidemiologică, acum au început testările. Avem probleme și cu testările, pentru că n-am aparat PCR aici, trebuie să mă rog de Timișoara, trebuie să mă rog de Cluj, trebuie să mă rog de Alba, trebuie să mă rog de o grămadă de lume ca să pot să fac cu prioritate să stabilesc situația din spital. Da, din punctul ăsta de vedere. Dar cu noul ministru al Sănătății ați încercat să vorbiți cu domnul Nelu Tătaru, că e totuși o situație în care l-am văzut că s-a deplasat la Suceava, poate vine și până la Deva să aranjeze lucrurile acolo. Domnul ministru a avut toată disponibilitatea ieri și azi noapte cu domnul Moldovan, cu domnul Arafat, cu toată lumea și a tratat problema. Problema este simplă la Deva. Trebuie să respectăm protocoalele medicale, trebuie să respectăm regulile. Credeți că dacă vine domnul ministru, tot același lucru trebuie să spună și cred că are lucruri infinit mai complicate și mai grele decât să stăm să discutăm numai de Deva.